Bun găsit, dragi cetățeni ai Comunei Poduri! Îmi pare bine că pot să vin astăzi prin intermediul acestei înregistrări în fața dumneavoastră, nu pentru că nu am ști fiecare unii de alții, pentru că sunt foarte multe lucrări pe care eu știți că le pun pe Facebook și pe Poduri Știri pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, însă aș vrea să vă spun că aproape 4 ani au trecut, fără câteva zile, de când dumneavoastră mi-ați arătat încrederea și chiar respectul pe care l-ați avut față de mine și de aceea aș vrea să vă fac, să spun așa, o surpriză pe care și eu am primit-o la unul dintre cetățeni și o să vă spun și despre ce este vorba. Acum 4 ani, pe vremea când eram în campanie, ca orice om care candidează pentru o funcție de genul acesta, vine cu niște promisiuni. Aceste promisiuni, la un moment dat, după 4 ani, se văd dacă au fost duse la bun sfârșit sau dacă nu. Ce pot eu să vă spun? Că din ceea ce am văzut aici, pe lista cu promisiuni pe care eu am făcut-o acum 4 ani, față de dumneavoastră, o să vă prezint un pic mai complet, mai încolo. După, o să vedeți și dumneavoastră mai în detaliu. Am să vă spun că cele aici n-au fost decât 11 promisiuni, să spun așa, la un nivel mai mare, la un nivel mai de o anvergură mai mare aceste proiecte. Ce pot să vă spun că din toate cele 11 au fost îndeplinite în număr de 25. Deci, în afară de cele 11, am avut aproape 25 de proiecte. Și o să vedeți dumneavoastră și în campanie, o să fiu cea care vă voi arăta exact ceea ce am făcut. Și aici avem doar câteva dintre ele pe care să vi le spun mare. În primul rând, începerea drumului județean DJ117, care acum se află în lucru, cred că este unul dintre cele mai mari proiecte ale mele și cele mai de suflet. Deja se lucrează la podurile de acolo. În timp de 2 săptămâni se va veni cu primul kilometru de asfalt. Din promisiunile pe care le am, este un drum așteptat de, cred că, de toată comunitatea din Poduri, nu numai de Cernu, dar și suma este una foarte mare, de 116 miliarde. Apoi, cele 70 și ceva de miliarde pe care le-am adus prin PNDL pentru 6,5 km de drum, aproape în totalitate drumurile sunt făcute, mai rămâne drumul din dealul Bujorii care trebuie terminat, la care se lucrează și acum. Foarte multe proiecte, chiar foarte multe, nu chiar nu le aduc aminte în mod deosebit, acum v-am spus, despre drumul județean. Și am aici, chiar în față, câteva lucruri care s-au făcut și pentru școli. Reabilitare termică la grădinița din Comuna Poduri. Se amenajează acum o piațetă și dumneavoastră știți, aici în centru vom face o piață, ceea ce cred că nu o să vă surprindă, pentru că eu am adus la cunoștință cetățenilor Comunei Poduri că vreau să fac acest lucru și cred că sunteți bucuroși pentru asta. Avem autorizații de construire pentru Habitat for Humanity, pentru cele 10 case care vor fi amplasate la Comuna Poduri, la Rusăiești, pământ pe care noi l-am cumpărat. La Compania Națională de Investiții, finalizarea Cămilului Cultural din la Bucșești, un alt proiect care durează de foarte mulți ani, de 6-7 ani și care este foarte greu de obținut banii, el fiind în valoare de 43 de miliarde la ora aceasta și sunt foarte mulți bani și așa că nu avem ce să facem, trebuie să așteptăm finanțare. Văd aici și autorizarea lucrărilor pentru reabilitarea întregului drum DJ117, pornind de la Măinești și până la Cernu, au fost aproximativ 10 km de drum, asfaltul care este deja pus. Alte drumuri comunale au fost făcute, drumul acolo unde este sonda, știți foarte bine, sunt 4 ani de când, să spun între ghilimele așa, mă aplic și mă zbat ca să fac acest drum, drumul a fost început, acum se lucrează și la acest drum, este o comună în construcție, pot să spun foarte multe lucruri, dar nu vreau să vă plictisesc pentru că dumneavoastră ca cetățeni știți foarte bine ceea ce se face și cum se face și cum se lucrează în comuna noastră. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că după 4 ani de zile sunteți mândri de mine și știu treaba asta din cei care vin și îmi spun, din discuțiile pe care le am cu oamenii pe drum. Bineînțeles, nu toată lumea, că ar fi chiar culmea, ca toată lumea să fie mândră, dar mă bucur că cel puțin 99% din cei care mă cunosc și cei care astăzi vin și se îndreaptă către mine, nu i-am făcut de râs,
și sunt și ei mândri că au în fruntea comunei lor un om care încearcă să muncească și încearcă să facă să le fie bine pe zi ce trece. Mulți dintre contracandidații mei politici se întreabă și întreabă lumea dacă eu sunt pregătită să candidez. Mulți dintre ei au spus că nu voi candida, alții au spus că voi candida, dar de la alt partid. Vă spun că n-am schimbat nici partidul, nu mi-am schimbat nici opțiunea. Voi candida pentru că am foarte multe proiecte și aceste proiecte trebuie duse la bun sfârșit. Sunt proiectele mele de suflet, începute de mine, cu semnătura și autorizația făcute de către mine ca și primar, și de aceea vreau să-i liniștesc pe contracandidații mei, nu aibă probleme și nici surprize. Chiar o să candidez și o să încerc să fac lucruri mult mai bune decât am făcut până acum. Vă mulțumesc tuturor care aveți încredere în mine. Să ne uităm cu drag la ceea ce s-a realizat și la realizările care vin. Dar important să vă spun ceva, proiectul de gaze și proiectul de canalizare pentru care muncim și pentru care se muncește în continuare zi de zi. Vă mulțumesc!